Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la Cutia Neagră! În sfârșit, am trecut de toate sărbătorile de mai și putem să discutăm și despre problemele reale care s-au întâmplat în această perioadă de timp în Republica Moldova. O demisie, pe cât de misterioasă, pe atât de importantă, s-a produs acum o săptămână la Procuratură. Șeful Procuraturii Anticorupției, Viorel Morar, pe timpul căruia au fost instrumentate cele mai serioase și scandaloase dosare legate de furtul miliardului și Landromat, și-a depus subit demisia. Presa a aflat pe surse despre plecarea lui Morar. Șefii de la Procuratura Generală, dar și Morar, au luat apă în gură. Pregătirile pentru această emisiune au fost poate dintre cele mai complicate pentru mine. Am fost nevoită să contactez peste 30 de persoane ca să le invit la emisiune, dar toți au refuzat. Și mă refer la procurori, experți, avocați, foști procurori. Despre demisia lui Viorel Morar și urzelile din sânul procuraturii discutăm astăzi cu invitații din platou, domnul Sergiu Litvinencu, deputat PAS. Bună seara! Bună seara! Și Ion Găzun, director de programe Centrul de Resurse Juridice. Bună seara! Bună seara! Precizam un pic mai devreme despre faptul că mulți dintre cei pe care am invitat la emisiune, apropo, vă mulțumesc că ați acceptat să veniți, ați avut curajul să veniți să discutăm despre acest subiect, dar mulți dintre cei pe care am invitat au refuzat. Bun, nimeni n-a zis că refuză pentru că se teme să vorbească pe acest subiect. Fiecare a inventat sau a spus un motiv pentru care nu poate veni să discute. Poate unii, într-adevăr, au avut anumite motive personale ca să nu participe. De la alții, mi-am dat eu seama că au temeri ca să participe la o discuție pe acest subiect. De ce credeți că se feresc unii, mai ales procurori și foști procurori, să vorbească despre plecarea lui Viorel Morar și ce se întâmplă pe interiorul procuraturii? Bine. Noi aici putem doar să speculăm. Da. Noi aici putem mai mult să speculăm. Ceea ce este în mod evident și care merită de vorbit este că un procuror, numele căruia, de fapt a treilea procuror după ierarhie din organele procuraturii, numele căruia a apărut în spațiu public, că ar fi cumva conectat la anumite reglări de conturi care sunt legate de business, și-a dat demisia. Asta este pentru prima dată. Asta este un lucru important. A doilea, de ce am aflat peste o săptămână că dumnealui și-a dat demisia, eu cred că Procuratura Generală, și asta am mai spus-o cu mai multe ocazii, ar fi fost obligată să anunțe și să spună publicului despre această demisie, despre decizia care a fost luată, pentru ca nu alimenta și mai mult incertitudinile. Da. Dar discutăm despre legate. Reacția, sau mai exact despre lipsa de reacție din interiorul Procuraturii Generale. Deci aproape două săptămâni deja de când s-a început scandalul, Procuratura tace, nu spune nimic. Dar exact aceeași întrebare. Deci credeți dumneavoastră că se ferie să vorbească despre acest subiect? De ce atât de sensibil pentru unii subiectul demisiei lui Morar? El este mai mult decât pur și simplu o demisie? Se întâmplă ceva mai mult pe interiorul procuraturii? Bine, eu nu am, evident, că dacă dumneavoastră n-ați reușit, eu cât mai mult nu am de unde să cunosc care sunt motivele demisiei domnului Morar. Într-adevăr, este strigător la cer acel fapt că în situația în care demisionează nu un oricare procuror, dar este vorba de șeful Procuraturii Anticorupție, adică de șeful acelei procuraturi care trebuie să investigheze deputați, miniștri, prim-miniștri, da? Deci, în cazul acestei persoane, nimeni din conducerea Procuratoriei Generale nu a avut absolut nicio reacție și asta, bineînțeles, că este ceva anormal și asta dovedește în fond că Republica Moldova nu este o țară așa cum ar trebui să fie, pentru că în mod normal, cel puțin Procurorul General ar fi trebuit să aibă... Să vină cu o reacție, să explice de ce a acceptat această demisie. Bun, a avut propriile motive domnul Morar, dar de ce a acceptat Procurorul General? Înainte de a continua discuțiile, eu vă propun să urmărim un subiect despre cum s-a întâmplat filmul acestor evenimente din ultima perioadă, care s-au soldat cu cererea de demisie a domnului Morar. Despre demisia șefului Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, presa a aflat abia la o săptămână după ce acesta și-ar fi depus cererea. Demisia lui Morar a survenit la scurt timp după apariția în presa a mai multor surse media a unor informații precum că șeful Procuraturii Anticorupție ar fi fost implicat într-un atac Raider asupra unei companii. Atunci Morar a respins acuzațiile, calificându-le drept o tentativă de denigrare a imaginii instituției, precizând că atacul la adresa sa este o tentativă de răfuială din partea unor anturaje
acceptate cu legea și integritatea. În scrisoarea difuzată de presă era descrisă o schemă privind deposedarea de afacere a lui Viorel Varzari, patron al SRL Molinart Group, firmă care produce cisterne de oțel inoxidabil. La fel erau aduse și alte detalii privind implicarea în schema Rider a unor afaceriști și lideri ai lumei interlope, inclusiv Grigore Caramalac, un italian, un cetățean rus, dar și directorul rețelei de restaurante Andy's Pizza, Andrei Tranga. În mesajul anonim, procurorul Viorel Morar era acuzat de legături cu afaceriștii care ar fi pus la cale o preluare a afacerii. În aceeași zi în care a fost difuzată scrisoarea, presa a aflat despre reținerea de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a 5 persoane, printre care și Tranga. De asemenea, șeful PCCOX Nicolae Chitoroagă a declarat pentru presă că ancheta vizează și persoane din cadrul organelor de drept. Mold Street Media a scris că un avocat reținut în cadrul acelui dosar ar fi avut asupra sa 30.000 de euro, bani destinați unui șef de la procuratură. Nici numele avocatului, nici cel al pretinsului destinatar al banilor nu au fost dezvăluite. În faza inițială, Viorel Morar i-a expediat o scrisoare șefei Autorității Naționale pentru Integritate, Rodica Antoci, în care îi solicită să verifice dacă a admis vreun conflict de interese, așa cum se invoca în articolul apărut în presă. Pentru a nu admite prejudicierea imaginii procuraturii, în vederea eluciderii circumstanțelor pretinselor fapte imputate mie, solicit inițierea unei verificări privind încălcarea regimului conflictului de interese. Declar pe proprie răspundere că alegațiile invocate nu corespund realității și au ca scop intimidarea subsemnatului. Se menționează în scrisoarea, care datează cu 25 aprilie 2019. Tot atunci, șeful anticorupție s-a adresat și procurorului general Eduard Harunjen, solicitându-i să inițieze o anchetă din partea Inspecției Procurorilor. 6 zile mai târziu, făcând trimitere la surse din cadrul Procuraturii Generale, portalul Deschide.md a anunțat că șeful Procuraturii Anticorupție și-a dat demisia. Serviciul de presă al Procuraturii Generale a confirmat informația, precizând că cererea de demisie a fost scrisă încă o săptămână în urmă. Sursa nu a putut oferi detalii despre data la care a fost depusă cererea de demisie, motivul și nici când a semnat-o procurorul general. Până în prezent, Eduard Harunjen nu a oferit niciun comentariu sau declarație publică despre demisia lui Morar. Fostul șef anticorupție, de asemenea, a fost scump la vorbă. Acesta se află în concediu în afara țării și are telefonul închis. Singurul detaliu oferit de Procuratura Generală este că Viorel Morar a fost transferat în funcția de procuror de secție în cadrul Procuraturii Generale. După demisia lui Viorel Morar, interimatul funcției va fi asigurat de către procuroara Andreana Bețișor. Șefa adjunctă a Procuraturii Anticorupție va exercita interimatul până la alegerea prin concurs a unui nou procuror șef. Bețișor a devenit cunoscută după ce a fost numită șefă de grup de urmărire penală în dosarul fostului premier Vlad Filat, dar și a fostului președinte al Consiliului de Administrare al BEM, Ilan Șor. Viorel Morar a fost ales șef al Procuraturii Anticorupție de către Consiliul Superior al Procurorilor pe 26 aprilie 2016. Anterior, Morar a mai deținut funcția de șef interimar al Procuraturii Anticorupție, timp de jumătate de an, în perioada 2012-2013. Înainte de a veni la Procuratura Anticorupție, Morar a fost șef al secției conducerea urmăririi penale în cadrul organelor centrale ale MAI și Serviciul Vamal, din cadrul Procuraturii Generale. Chiar dacă demisia lui Viorel Morar ridică mai multe semne de întrebare, acesta nu a comentat deocamdată motivele deciziei sale. Am revenit în studio, trebuie să precizez că am încercat mai multe zile la rând să-l contactez pe domnul Morar, ca să vedem care sunt alte explicații detaliate ale deciziei dumnealui de a-și da demisia. Nu am reușit să dăm de domnul Morar, are telefonul închis, este plecat peste hotare. Nici altcineva din cadrul Procuraturii Anticorupție nu vrea să se refere la acest subiect, de altfel ca și cei din cadrul Procuraturii Generale. Totuși, pe parcursul acestei emisiuni, vom încerca să-i contactăm pe adjuncții Procurorului General, Procurorul General, telefonul închis, să vedem dacă poate reușim să obținem o reacție în direct în cadrul emisiunii. Dar vreau să revin la această decizie subită a domnului Morar de a-și da demisia. Nu este clar când și-a anunțat dumnealui demisia, pentru că am văzut dumnealui mai întâi a cerut anumitor instituții să verifice informațiile apărute în presă, după care s-a lăsat liniște, după care se află pe surse că dumnealui și-a dat demisia,
tocmai în săptămâna în care, de fapt, ceruse să fie verificat. Adică nu este clar. Demisia a fost depusă la pachet cu aceste solicitări să fie verificat de către ANI și Inspecția Interioară a Procuraturii Generale. S-au făcut un pic mai târziu și de ce și-a dat demisia, de ce nu s-a suspendat din funcție pe perioada anchetei. Deci foarte multe lucruri neclare. Dar revenind la demisie, din punctul dumneavoastră de vedere, de ce și-a depus demisia domnul Morar și dacă nu a fost forțat cumva să o facă? Nu avem, iarăși, în lipsa unor informații foarte clare, nu avem de unde să știm, putem să speculăm. În fond, există 5 ipoteze, așa, dacă să le iai pe toate care sunt posibile. Prima este că în lupta pentru dragostea oligarhului șef, într-un final a învins procurorul general Harunjin și cumva Morar a fost prânz. Dar credeți că era o rivalitate între dânsii? Evident, există în fiecare instituție de drept, există această luptă internă, pe undeva ea este normală, pe undeva probabil depășește anumite limite. A doua ipoteză ar fi că într-adevăr Morar a făcut anumite lucruri grave. A treia ipoteză ar fi că Morar a... Bun, Morar a făcut câteva lucruri grave. Pentru aceste lucruri grave, el trebuia să-și dea demisia sau trebuia să fie cercetat penal? Bine, noi nu cunoaștem în ce măsură ceea ce s-a spus în raport cu el este adevărat. Mă rog, este adevărat sau nu, dar cert este că aceasta este la fel una din ipoteze. Poate să fie o simplă, banală luptă pentru niște interese economice, poate să fie, poate domnul coordonator a vrut cât mai repede să-și impună protejata lui principal în fruntea Procuraturii Anticorupție, adică evident că este una din acestea, dar eu exclud în totalitate că a fost o demisie clasică, în sensul în care are loc o demisie clasică, adică din propria inițiativă, în urma propriei inițiative pleci din funcție, pentru că, într-adevăr, dacă era demisie clasică, nu exista acea scrisoare pe de o parte, din partea care a apărut în presă, și pe de altă parte nu exista acea reacție din partea domnului Morar. Deci nu a fost o demisie, cumva, el nu a ca din propria inițiativă fără a exista niște dedesubturi pe care noi nu le cunoaștem. Asta este clar. Dar scrisoarea credeți că a apărut în presă ca să-l forțeze să plece? Cel mai probabil această scrisoare are legătură cu plecarea lui. Deci, bine înțeles, fără doar și poate. Este o legătură directă între această scrisoare și plecarea domnului Morar. Altfel nu apărea și el pur și simplu își dădea demisia și... Mă rog, era o cerere de demisie benevolă, depusă conform prevederilor legale și el pleca din funcția respectivă. În Moldova își dau demisia procurorii după ce apar informații în presă despre, cred că, mai multe jumătate dintre procurorii din Republica Moldova au apărut investigații în presă, apropo, investigații bazate pe probe reale, spre deosebire de această scrisoare care a fost publicată și care nu conține nicio probă. Eu nu mi-amintesc despre demisii legate, de onoare legate de aceste scandaluri din presă. De altfel și domnul Morar a fost vizat în mai multe anchete jurnalistice și tot nu am simțit să fi avut intenția de a-și da demisia. Bun, deci, înțelegem că lucrurile sunt mult mai complicate decât la prima vedere. Ați văzut că Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cazuri Speciale, cărui procuror șef este domnul Chitoraga, este instituția care a condus toate cele rețineri, percheziții. Aparent, numele domnului Morar apare undeva. Deci este invocat. În ce măsură este vină, nu, și care este partea dumnealui de vină, acțiuni, în acțiuni, de acolo noi nu putem să vedem, nici nu cred că noi am putea să credeți știm. Credeți că a fost o acțiune orchestrată, această determinare a dumnealui să plece? Pentru că, de adevăr, această scrisoare a apărut peste tot în presă și aici trebuie să precizez că această scrisoare a fost ajuns și la TV8 și ni s-a recomandat, s-a insistat ca noi să publicăm. Am avut denunțul domnului Ilan Șor, în care a spus că eu am dat mită pentru a face anumite decizii la nivel de guvern, la nivel de țară, și noi vedem că această persoană este la libertate. Bun, e clar de ce. Dar aici noi vorbim despre o simplă scrisoare. Eu aș vrea să mă întorc înapoi, că eu cred că asta este un act demn de respect. Când un procuror, indiferent de probe sau lipsa acestora, își
își dă demisia, și-a dat demisia din funcția de procuror șef. Dar noi nu știm dacă din cauza asta și-a dat demisia. Asta mai puțin contează. Contează că noi, începând de la momentul în care am aflat că dumneavoastră și-a dat demisia, înseamnă că Consiliul Superior al Procurorilor trebuie să demareze procedurile pentru concursul pentru funcția de procuror șef al Procuraturii Anticorupție. Doi, apare întrebarea, pentru că a fost și în material, că a fost numită în funcție doamna interimar. Ea, precizar, ei este procuror șef adjunct al procuraturii. Da. Chestia și mai este un adjunct al procurorului. Exact, deci anume dumnei și nu celălalt. Bine, prin interior se spune că doamna Beșor are competența ce ține de domeniul judiciar, deci este o practică unitară la nivelul procuraturii. Posibil asta este și o justificare prin ordinul procurorului general. Întrebarea este de ce a planat atât de mult a ținut domnul Morar la această demisie din funcție din mai multe considerente, iar noi avem la îndemână alte condamnări pe domnul în care doamna Bețișor a condus dosarul în instanță și apar foarte multe întrebări referitoare la anumite probe care au fost acolo. În genere dosarul furtul miliardului și alte aspecte conexe care sunt în competența procuraturii. Rezonabile legate de profesionalismul dumneiei și integritatea există inclusiv, în societate. Nu doar dumneiei, este dumneiei a condus urmărirea penală pe cele mai importante dosare legate de furtul miliardului. Da. Deci, și ziceam, pentru mine, ca și persoană care urmăresc inclusiv și analizez domeniul justiției, reforma cum are, asemenea mișcări, denumiri, retrageri, demisii, doar alimentează publicul în mai multe ipoteze, de ce a avut loc, lupte diferite interne, ceea ce eu cred că și mai mult dăunează. Bun, dar dumneavoastră excludeți varianta că există lupte interne. Iată, domnul Dar asta este un fapt. Domnul Litvinenko vorbea despre faptul că ar fi, una dintre ipoteze ar fi că există o rivalitate între domnul Harunjen și domnul Morar. Eu tot am auzit despre o asemenea versiune care exista o rivalitate pe interior, doar că nu între domnul Harunjen și domnul Morar, dar între domnul Morar și domnul Chitor Roagă, care este șeful celelalte procuraturi specializate pe cauze speciale. Bine, ce dumneavoastră este bine, dar deci astea sunt și o rivalitate profesională sau instituțională, ea este câteodată evidentă, pentru că diferite procuraturi au diferite competențe. De ce ar trebui să aibă rivalități dacă au competențe total diferite? Nu, rivalitate în sensul că vorbim de dosarele penale, nu vorbesc de altceva, pentru că diferite instituții își au rețeaua lor de procurori, de informatori, ofițeri de urmăririi penale, eu vorbesc sub aceste aspecte. De ce și vorbesc, dacă vorbim de o rivalitate din punct de vedere instituțional, cred că e bine. Dar eu nu cred că asta este primul și ultimul caz în care vorbim din punct de vedere instituțional, când două persoane apar în evidență într-o rivalitate. Și unul pleacă. Și unul pleacă. Bun, noi am avut nu foarte de mult cazul domnului Tănase și cazul domnului Palilunci. Exemplu la aparține. Bun, deci dumneavoastră tot la asta v-ați referit, eu l-am vociferat, noi am văzut public ce s-a întâmplat, adică nici n-au încercat foarte mult să ascundă faptul că exista o rivalitate. Pentru mine cel mai important în această rivalitate și este acolo tot nu a fost explicație. Da, explicați tot ce și acolo tot nimeni nu a ieșit să explice ce s-a întâmplat. Cel mai important este la moment să aflăm în ce măsură toate acțiunile în genere afectează sau nu diferite aspecte care țin de crimă organizată, pentru că domnul Caramalac a apărut în mai multe dosare penale, mai multe ipoteze care ar fi implicat în asasinarea domnului Plahotniuc și alte dosare. Apare niște noțiuni și aspecte care revin, de fapt, în Moldova, discuțiile referitoare la preluarea afacerilor și compania care ați menționat-o în despiță, adică are o afacere destul de mare, dar să nu uităm că la apogeul puterii comuniste, această companie tot a fost în vizorul anumea procuraturii crima organizată. Deci apar niște noțiuni noi. Pentru mine este important în ce măsură această rivalitate, rețineri, demisii din funcție afectează sau nu dosarele ce țin de furtul miliardului, de eu alte dosare să discutăm și care despre sunt, cum să uităm că în Procuratura Anticorupție exact ar putea să afecteze sau nu dosarele penale care sunt pe rol referitor la, deci nu la administrația publică locală, pentru că acolo și vin alegerile. Sunt o serie de lucruri care, iarăși, din lucrurile evidente care sunt. Da. Luăm o pauză de publicitate, după care revenim să discutăm și despre ce se poate întâmpla pe interiorul instituției și cine ar avea șanse să preia funcția de procuror șef anticorupție, dacă
Poate că avem acum o șansă unică să avem un procuror șef anticorupție ales pe bune, în baza unui concurs adevărat. Publicitate. Am revenit în studio. Înainte de pauză ziceam că vom discuta și despre ce urmează să se întâmple la Procuratura Generală. În primul rând, sigur că ne întrebăm când urmează să fie numit un concurs pentru alegerea unui nou procuror anticorupție cu toate atribuțiile și dacă putem spera că acest concurs va fi unul bun, veridic, și va fi ales într-adevăr cel mai competent și integru șef pentru Procuratura Anticorupție. Dar înainte ca să-mi dați răspuns, trebuie să precizez pentru telespectatori că în timpul acestei pauze de publicitate l-am sunat pe procurorul general, am sunat și doi dintre adjuncții procurorului general, ne-au răspuns la telefon, dar ne-au declarat că nu pot să facă declarații în cadrul emisiunii, nu pot să intre prin telefon în cadrul emisiunii, ca să ne ofere mai multe detalii despre demisia domnului Morar și ceea ce urmează. Vom încerca să o contactăm pe șefa Serviciului de Presă de la Procuratura Generală ca să ne ofere, poate dumneei, măcar cât de cât informații despre eventual când urmează să aibă loc acest concurs, motivele invocate în cererea de demisie de către domnul Morar și elementar să știm când totuși a fost depusă această cerere, ce dată concretă figurează pe cererea de demisie. Revenind la discuții, când ar trebui să aibă loc acest concurs? Când ar trebui să fie numit? Există un termen legal? Bine, faptul demisiei a fost anunțat, Consiliul Superior al Procurorilor se întâlnește de obicei o dată în două săptămâni și examinează toate chestiile care țin de administrarea procuratorii din competența sa, trebuie să ia act de această demisie și să înceapă derularea concursului. Evident că trebuie să acorde timp pentru candidați ca să fie evaluați pentru funcția de procuror șef al Procuratorului Anticorupției, ceea ce înseamnă, dacă vorbim de o durată, cred că pe masa Consiliului Superior al Procurorilor dosarele și să vină să-și apere candidatura, ar trebui să vină, părerea mea, cred că în 3 luni, dar să vedem în ce măsură și candidații, dacă nu este niciun, atunci se prelungește, adică aici sunt mai multe necunoscute. Eu am găsit pe site-ul Procuraturii Generale un document, registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, lista procurorilor care solicită numirea în funcție de procuror șef sau adjunct al procurorului șef în procuraturile specializate. Da. Noi avem 2 procuraturi generale. Este o listă, oameni care își doresc, procurori care își doresc una dintre aceste funcții, ori de șef a procuraturii specializate, deci e vorba de procuratura anticorupție și procuratura cauze speciale, fie de adjuncția acestor funcții și sunt niște nume aici. Gavajuc, Cojocaru, Banaru, Ciudic, Brigai, Revencu, Mătăsaru, Gladcov, pe nimeni dintre ei nu-i cunosc, nu sunt niște numeri cunoscute, să înțelegem că din această listă vor fi selectați. Registrul despre care dumneavoastră spuneți este pentru funcția de procuror șef și adjunctă procurorul șef. În procuratură specializată. Exact. Da. Sunt 2 procuratori. De ce? Noi nu știm cine dintre numele care dumneavoastră le-ați spus sunt la o procuratură și la care funcție. Înțeleg, dar acum, să înțelegem că din această listă vor fi candidații care vor întrebarea este dacă conform legii concursul este unul deschis, adică la el putând aplica și alți procurori. Mai pot alții sau doar aceștia? Doar din ăștia vor fi? Deci ca să înțelegem, noi nu putem la o vacanță care a apărut acum, da, să luăm în considerare doar pe cei care au depus. Atât timp cât noi, din ceea ce a spus, noi nu știm cine dintre aceste persoane au depus anume pentru care procuror șef și procurator anticorupție, da, pentru că procuraturile sunt separate, evident că și prestațiile la colegiile de evaluare sunt diferite. Corect.
procurorii, adică consiliul procurorilor trebuie să anunțe concurs și eu cred că timp de 2 luni este destul de rezonabil ca să aibă loc evaluările, depunerea dosarelor și să vină în fața Consiliului. Noi am avut perioade în care interimatul funcției de procuror șef anticorupție a durat aproape un an de zile, cred că. Noi am avut așa o perioadă în Republica. Da, dar asta era până la adoptarea legii cu privire la procurorul. Noua lege, ce înainte spune? De toate modificările. Acum, legea cu privire la procuratură, de fapt, îngustează foarte mult perioadele îndelungate în care nu pot fi... Dar există fixat un termen în care pot fi... Legea stabilește că, de regulă, procuratura, Consiliul Superior al Procurorilor, scoate la concurs toate funcțiile vacante pe sistem. Ceea ce am văzut, am analizat pe anul 2018-2017, funcțiile vacante de procuror sau de procuror șef erau scoase chiar mult mai des. Ceea ce mie îmi permite să concluzionez că concursul va fi scos în afara unor anumitor termeni limite, să zicem, dacă adică va fi terminat. Și o să fie mai recent, nu, va fi mai degrabă, exact. Întrebarea este dacă vor fi candidați pentru funcția de procuror șef sau nu la moment, pentru procurator anticorupție. De ce? Noi ne-am obișnuit cu concursuri cu un singur candidat, e adevărat, cu asta ne-am obișnuit, dar chiar fără candidați? Păi, dar de ce nu? Și atunci? Păi și atunci va fi o extindere de timp, dar asta nu poate fi durat până la nesfârșit. Din câte am văzut toate concursul la moment, chiar și cu un singur candidat, procurorii au fost numiți în funcție. Sau dacă erau mai mulți candidați, oricum a avut loc. Sau am avut cazuri în tineri când au participat la funcția de procuror șef și ulterior s-au retras din concurs. Domnul Litvinenko, blocul acum a propus un pachet de legi. Iată, cumva pic bine pentru pachetul ăsta de legi al dumneavoastră, demisia unuia dintre șefii, unii dintre importanții șefi din cadrul procuraturii. Da, și da și nu. Bine, dincolo de concursul pentru funcția de procuror șef a Procuraturii Anticorupției, acum trebuie să constatăm o stare de fapt, pentru că procuror șef a anticorupției, fie și interimar, este Adriana Vețișor. Lucrul ăsta, din punctul meu de vedere, nu va aduce nimic bun în activitatea procuraturii, pentru că Adriana Vețișor, de-a lungul timpului, s-a manifestat ca un adevărat comando, în sensul în care a îndeplinit toate ordinele politice venite de la oligarhul șef și a instrumentat aproape toate dosarele care i-au vizat pe oponenții politici ai domnului Vladimir Plahotniuc. De aceea eu nu am așteptări mari de la Adriana Vețișor în fruntea Procuraturii Anticorupției. De la asta lupta anticorupția nu va deveni reală. Dar dumneavoastră credeți că ea rămâne? Adică are cea mai mare șansă ca să devină? Da, eu cred devine... că ea are cea mai mare șansă, dar vreau să spun că sub conducerea ei, Procuratura Anticorupției nu își va schimba modul de abordare, nu va deveni o procuratură reală care să lupte anticorupție, va fi o mimare a luptei anticorupției, vor fi probabil în continuare dosare împotriva corupției mici, așa numită corupție mic, vor ajunge asta. Probabil investigați medici, profesori, vameși, dar nici de cum așa numiții rechini mari, policienii acolo unde care sunt cei mai susceptibili de a face acte de corupție. Bun, nu puteți să spuneți că nu au fost și dosare mari la Procuratura Anticorupției. Bine, au fost dosare mari, mai dar... Mai sunt, iată, eu de exemplu încă l-aștept primul dosar pe Ilan Șor să ajungă în instanță. Oponenților politici ai domnului Plahotniuc. Nu a existat absolut niciun dosar împotriva unui exponent a guvernării. Și apropo, eficiența unii direcții anticorupție sau luptii anticorupție se vede atunci când această entitate instrumentează politicieni de la putere. De ce? Au fost și miniștri din guvernul democrat. Cine este condamnat? Bun, asta deja nu-i treaba procurorului. Că a fost domnul Litvinenko, a fost este, dacă ne aducem aminte, viceministru de interne, a fost domnul Ceban, a fost domnul Gram, a fost condamnat cu privațiune de libertate. Bun, asta deja se întâmplă în instanță. Dumnealor au intrat în procedură specială, ceea ce înseamnă procedură simplificată, de s-a aplicat termenii mai mici și mulți dintre ei s-au ales, de fapt toți s-au ales cu termenul cu suspendare și mod principal cu amenzi, dar vorbim de investigare și de numărul de persoane,
Ele sunt. Dar că dacă noi le cumpărăm în situații similare, atunci, da, aici, da, noi putem să vorbim. Bine, ăla era din... Aceste persoane sunt avantajate. Ăla era, din cât eu știu, dintr-un partid care era, nu era în axul guvernamental la momentul în care a fost intentat dosar penal. Dar eu mă refer la dosare pe actuale exponenți ai guvernării. Din cât eu mi-aduc aminte, ultimul dosar a fost în privința celui viceministru a economiei care a vândut sau dat în arendă niște clădiri. Exact. Și el s-a ales într-un final cu amendă și toți au luat apă în gură, nimeni nu a mai făcut recursuri, nu s-a mai contestat. Bun, totuși a fost, dar... nu este corect să zicem că nu a fost vizat de o anchetă penală nimeni din arcul guvernamental. Bine, asta, alta întrebare, că noi, jurnaliștii de investigație, sigur ne-am așteptat ca procuratura să reacționeze la marele schem de corupție despre care se vorbește. Exact, asta în societate. Este o problemă. Și acolo, iată, deocamdată, procuratura nu ne spune nimic. Funcționalității și eu cred că trebuie modificată legea astfel încât competența Procuratoriei Anticorupție să vizeze exclusiv marea corupție. Președinte de țară, prim-ministru, miniștri, deputați, judecători, procurori, și aici ne oprim atât exclusiv să nu ne mai axăm pe corupția mică, pentru că o țară care este măcinată de corupție trebuie să combată în primul și în primul rând corupția acelor mari, a celor corupți care fură milioane și nu a celorlalți, da, care fură cu mult mai puțin. Revenind acum la acest concurs, haideți să gândim pozitiv, să încercăm să gândim pozitiv, să încercăm să oferim soluții. Poate că într-adevăr se dorește să se facă o schimbare. Să admitem că există o astfel de dorință în procuratură. Cum ar trebui organizat acest concurs la funcția de șef a Procuraturii Anticorupție, astfel încât să nu existe niciun fel de păreri contradictorii legate de candidatul care va fi selectat, câștigătorul în astfel de concurs. Deci să avem un concurs pe bune recunoscut eu de toți. Am o soluție. Care? Și noi, apropo, parțial, soluția asta am reflectat-o în raport cu concursul pentru funcția de procuror general. Am menționat-o expres în proiectul de lege pentru modificarea legii la procuratură, care face din pachetul de dezoligarhizare a țării. Și acolo noi am indicat că în raport cu procurorul general, comisia de concurs nu trebuie să fie constituită din membrii Consiliului Superior al Procurorilor, așa cum a fost cel puțin anterior în cazul procurorului general și atunci când a fost recrutat domnul Harunjun ca învingător a concursului, dar trebuie să fie o comisie mixtă în care să intre atât membrii Consiliului Superior al Procurorilor, cât și, pe de o parte, exponenții a societății civile, pe de altă parte, experți internaționali, astfel încât să nu existe dubii că concursul propriu-zis are loc cu respectarea principiilor de meritocrație, așa încât să nu poată cineva spune că cineva controlează această comisie, astfel încât această comisie să desemneze ca învingător pe o anumită persoană, într-un fel fiind influențată de un anumit partid. Cine să-i propună în comisie pe acești reprezentanți ai societății civile, pe acești experți internaționali? Bine, acești... Pentru că eu cred că mereu se poate de găsit cineva loial. Reprezentanții societății civile, care avem și unii și la membri în Consiliul de Integritate, la Autoritatea Națională de Integritate, și nici nu vin la ședință. Deci aici noi trebuie să fim foarte echilibrați. Părerea mea, eu nu știu, sincer să vă spun, n-am citit tot pachetul de legi de care dumneavoastră spuneați, în detaliu, ca să văd în ce măsură ar afecta sau nu procedurile existente, pot să vă spun cu siguranță. Regulamentele și legea care este la moment în vigoare ne oferă posibilitatea să evaluăm candidatul, vorbesc de Colegiul de Evaluare a Procurorilor, și permite Consiliul Superior al Procurorilor să evalueze în mod direct candidații. Să nu uităm că candidații la cele mai înalte funcții din procuratură, de fapt toate, dacă nu greșesc, ele toate au fost transmise online. Niciodată, nici într-o țară asemenea lucruri noi nu o să găsim. Astea sunt cel puțin două lucruri care eu pot să vă spun că la noi sunt bune. La noi, politicienii, de multe ori încearcă să manevreze cu lucrurile că concursul a fost poate bun, dar nu este persoana bună. Înseamnă că tot procesul a fost influențat. Noi trebuie un pic să ne distanțăm. Noi suntem într-o perioadă de tranziție în care noi nu putem să vorbim că societatea este mai avansată decât politicieni sau viceversa. Noi suntem într-o perioadă de tranziție. Noi trebuie să acceptăm faptul că noi, pe procedurile existente de alegerea procurorului, după părerea mea, care sunt bune, noi trebuie să le urmăm, indiferent de ne place nouă sau nu candidat.
candidatul. În ce măsură deja candidații, mai bine zis colegiile sau fiecare dintre aceste filtre își motivează hotărârile, acolo noi să intervenim. Procurorul general sau alte persoane trebuie să fie reconfirmate în funcție de către președintele țării, dar poate și se refuză atunci când se chestiune de integritate. Dacă noi asemenea probe avem că un candidat nu este bun, atunci aceste probe trebuie de adus și președintele de țară trebuie să aducă aceste argumente. Noi trebuie să aducem argumentele? Societatea? Membrii Consiliului Superior? Păi da, noi trebuie să informăm, noi trebuie să aducem în discuție. Discutam în pauză că în dosarul domnului Felat au fost aduse și probe fațe, care au fost constatate de către instanța de judecată. Și ce a pățit procurorul? Mine apare întrebarea, ce a făcut procurorul sau șeful grupului de procurori? Cum a reacționat la acest lucru? Cum a reacționat poate chiar și avocații cu această constatare? Șeful Procuraturii Anticorupție, care răspunde de toate... Dar poate nu cunoaște. Să admite. Deja sigur cunoaște. Poate nu știe atunci, dar după ce a fost decizia de judecată, cu siguranță știe că în instanță procurorii au mers cu probe false. Bine, eu cred că, revenind la subiect concursului, eu cred că problema nu este în proceduri. Procedurile sunt ok. Într-adevăr, online s-a transmis, asta este foarte bine. Problema este alta. Problema este că membrii comisiei de concurs, chiar dacă sunt membri a comisiei de concurs, ei veneau la aceste comisii de concurs cu tema de acasă pregătită. Deci, indiferent de răspunsul unui anumit candidat, el avea pregătit deja care punctaj trebuia să-l ofere pentru fiecare competență pentru care trebuia să fie evaluat. Bun. Și în final ieșea câștigătorul concursului, ieșea acel care era desemnat politic din start, pur și simplu concursul în ultima perioadă. A fost membrilor Consiliului din partea societății civile, deci concursul era procurorilor. Se poate chiar și trei membri. Eu ca să închei ideea. Și concursurile erau un fel de confirmare sau, haideți să spunem așa, o legalizare a acelei decizii politice care era luată de către Partidul Democrat sau de către altcineva. Dumneavoastră spuneți acest exemplu, dacă mă explicăm la multe alte concursuri, am avut Banca Națională, așa numit concurs. Dumneavoastră știți că lucrurile astea se întâmplă și la nivel de director de școală. Ministerii, secretari de stat, concursurile de-a câștigat toți membrii Partidului Democrat, exclusiv toți membrii Partidului Democrat, și lucrul ăsta s-a văzut acum recent în campanie electorală, când de la mic la mare, de la secretarul de stat al Ministerului Culturii până la secretarul de stat al Ministerului Justiției, au mers în campanie în favoarea Partidului Democrat, ilegal de altfel, în din timpul orelor. Concediu. Nu, unii nici nu și-au luat concedii. Acolo, da? Dar ei au făcut deciziile, concursuri. Da? Deci au fost decizii și concursuri mimate, fictive, formale. Concursuri organizate de cine? De Parlament? În cazul secretarilor de stat? Oricum acolo sunt decizii politice și cu secretarul de stat. Procuratura generală e leacă altceva. Secretarul de stat aici? Nu e decizii politice. Eu cred că cea mai mare problemă la nivel major care se întâmplă noi la țară este că noi tot timpul avem dubii dacă persoanele sunt alese pe merit sau nu. Pentru că multe concursuri, care inclusiv la procurori, dar judecători și multe alte, era evident situația când, dacă erau doi sau mai mulți candidați, anumiți candidați erau pur și simplu depunctați ca să asigure că candidatul preferat este numit. Asta lucrurile se întâmplă, nu este ceva nou. Bun, cu implicarea societății civile, eu nu cred că noi schimbăm lucrurile. Dacă noi am face ca în Ucraina, cum se întâmplă acum lucrurile, când experții internaționali participă în aceste procese, atunci vă dați seama că noi trebuie să schimbăm legislația, trebuie să fie o decizie fermă a clasei politice, și aici nu vorbesc doar a blocului acum, dar la toți, că să se asigure că acest lucru după asta nu o să fie cumva contestat la Curtea Constituțională. Bine, e clar că asta este o soluție. Există exemplu românesc, mai există și alte exemple unde s-a mers pe această abordare. Apropo, și în cadrul Ministerului Educației a existat așa o situație în care membrii unei agenții nou create au fost recrutați de către o comisie jurizată internațională, în care componența comisiei a fost din afară, în raport cu care nimeni care nu a știut. A fost clasa politică care Nu. Deci pe cine ei au selectat în urmarea mai multor, probe, cum are loc în cazul concursului, acela a fost agreat de către conducerea care în mod normal nu ar trebui să se impună în sensul în care... Soluții există diferite. Eu înțeleg că cea prescrisă prin lege este una bună și dumneavoastră
Ambii sunteți de acord că este... Eu cred că deci procedurile sunt... Procedura. Componența comisiei pentru mine este o are probleme. Bună credință, deci dacă, înțeleg că ce-i problemă. Dacă Consiliul Superior al Procurorilor, care este la momentul de față instituția care este... O instituție moartă în fond, pentru că ea eu pot să dau facă managementul carierei procurorilor și ea îndeplinește exclusiv ce vine de unde știm noi unde. Care se înceapă monopolizarea anumitor profesori, care acum se zice ca și cum ar fi reprezentat în societăți civile, dar ei de fapt sunt profesori care fac parte din diferite instituții de stat, vorbim de Consiliul Superior al Procurorilor, din Consiliul Superior al Magistraturii și ne lipsesc de fapt profesorii care de fapt au fost voci puternice în componențele anterioare. Universitatea de stat, noi vedem că ea de fapt nu este prezentă multe din aceste componențe. Asta nu vreau nicio întrebare? Evident că este o problemă, de asta eu și spun că actuala componență a Consiliului Superior al Procurorilor nu poate selecta un șef a Procuraturii Anticorupției în baza cu respectarea principiilor de meritocrație. Actuala componență a CSP-ului va selecta Procurorul Anticorupției exact așa cum va primi indicația. Deci știm noi de unde vin aceste indicații. Deci lucrurile sunt foarte clare. Trebuie de schimbat componența Consiliului Superior al Procurorilor și noi în proiectul de lege... Poți să faci? Nu, poți să faci. Ce nu poți să faci? Deci noi prin proiectul de lege pentru modificarea legii procuratorii am propus extinderea numărului membrilor acestui CSP de la 12 la un număr mai mare, completarea acestuia cu mai mulți exponenți a societății civile selectați în mod deschis, transparent, astfel încât numărul ăsta sau noi membri a societății civile în componența CSP-ului să, nu știu, să miște carul din loc, să înceapă curățirea, pentru că Consiliul Superior al Procurorilor este într-adevăr instituția cheie care trebuie să asigure managementul carierei în mod transparent și meritocratic, care spune accent anume pe meritocrația procurorilor. Ori la momentul de față lucrul ăsta nu are loc. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim să continuăm discuțiile, inclusiv dacă este bine ca într-un organ de autoadministrare a procuraturii să fie mai mulți membri ai societății civile decât procurori, dacă este bine ca ce se întâmplă pe interiorul procuraturii trebuie să decide alții din afară, dar despre asta după publicitate. Am revenit în studio pentru ultima parte a emisiunii. Vă amintesc că în cadrul emisiunii de astăzi discutăm despre demisia neașteptată și surprinzătoare a șefului Procuraturii Anticorupției Viorel Morari. Demisie despre care deocamdată nu știm aproape nimic. Nu știm nici motivele care l-au determinat să plece, nici de ce procurorul șeful Procuraturii Generale, domnul Harujan, accepta demisia, nici ce s-a întâmplat acolo pe interior, nici când urmează să fie un nou concurs. Suntem în așteptarea unei poziții oficiale a Procuraturii, care domnul Harujan ne-a promis că va urma foarte curând. Înainte de pauză, domnul Litvinenko zicea despre o modificare a componenței Consiliului Superior al Procuraturii care ar putea duce la mai multă credibilitate în cadrul Procuraturii Generale și propunerea pe care o făcea domnul Litvinenko ținea de faptul ca, ca membri ai CSP să fie aleși, să fie numiți mai mulți reprezentanți ai societății civile. Întrebam dacă asta ar fi o soluție bună. Bine, dacă vorbim de soluțiile politice, ele tot timpul se discută. În mod practic, sunt foarte multe documente și angajamente ale noastre prin care noi să asigurăm că reprezentativitatea magistraților, judecători, procurori, pentru că în diferite țări e diferit, să fie cel puțin jumătate. Dacă vă aduceți aminte, noi când discutam despre modificarea componenței Consiliului Superior a Magistraturii, noi vorbeam excluderea procurorului general, ministrul justiției și a președintelui curții. Și mai mulți judecători. Și să fie mai mulți judecători. Și nu doar numărul de judecători, dar și numărul din judecătorii. Da. Judecători din judecătorii. Mai reprezentativ. Ca să fie exact mai reprezentativ. Noi acum putem, dacă eu vorbesc abstract, la un lucru care spun încă o dată că sunt împotrivă, dacă o să fie încă 3 sau încă 5 reprezentanța societății civile sau profesori, eu nu cred că asta mult o schimbă, poate numărul o să fie mai mare, dar dacă noi am văzut că calitatea membrilor profesorilor din
cadrul acestor instituții, foarte rar când a fost una calitativă, când pe chestiuni principiale sau importante pentru noi toți s-a tăcut și nu s-a făcut bine. Noi vedem cum mulți dintre aceștia au, de exemplu, opinii separate în cadrul colegilor de evaluare sau de carieră a procurorilor sau a judecătorilor și noi vedem cum aceste lucruri în perspectivă ele se împuținesc. Mai înainte erau opinii separate. Erau și opinii separate. Erau și voturi principiale, erau discuții. Nu mi-amintesc. De la un timp nu mai țin minte să existe vreo opinie separată. Sunt trei elemente. Ceea ce am vorbit eu de extinderea numărului membrilor Consiliului Superior Procurorilor, astfel încât în acesta să vină mai mulți exponenți a societății civile. A doua prevedere în această lege, noi am spus să excludem condiția cetățeniei Republicii Moldova, așa încât pentru funcția de procuror general se poate aplica și persoane din afara Republicii Moldova, de ce să nu selectăm un procuror chiar european, un procuror din Germania, sper de exemplu. Sper cum de care beneficia de cetățenie moldovenească, da, prin investiții. Și a treia prevedere, noi am spus ca comisia de concurs să nu fie constituită exclusiv din membrii Consiliului Superior, da, Procurorilor, dar să fie o componență mixtă, și membrii CSP, dar și societatea civilă și experți din afara țării. Legat de număr, evident că numărul contează mai puțin, contează calitatea. În situația în care noi vom promova acest proiect de lege și vom avea un număr anumit de membri a societății civile, bineînțeles, contează cine va selecta acești membri a societății civile. Noi, sigur, vom avea grijă ca acești membri să fie de bună credință și, după mine, asta este unica soluție care există la momentul de față. Deci dacă schimbi componența CSP-ului și acolo vin oameni de bună credință în sensul în care vor într-adevăr să facă reforma procuraturii, atunci noi chiar avem o șansă ca managementul carierei procuraturii să fie de o altă calitate și într-adevăr procuratura să se ocupe și să îndeplinească cele deziderate pe care noi le avem încă de la independență. Procuratura să devină o entitate independentă care să fie aflată în afara controlului politicienilor, așa cum din păcate este astăzi. Și chiar dacă s-au promovat legi bune, dar legile bune nu neapărat aduc o finalitate în situația în care cei care o aplică distorsionează din punct de vedere. Eu vreau să discutăm un pic și despre anii în care domnul Morar s-a aflat în fruntea Procuraturii Anticorupției, despre să evaluăm un pic activitatea dumnealui. Eu am să încep de la un... Acum, pregătindu-ne de emisiune, am citit mai multe interviuri pe care le-a acordat domnul Morar când a preluat funcția de șef a Procuraturii Anticorupției. Atunci când a câștigat concursul, de fapt când încă era în concurs, încă nu câștigase acest concurs, într-o discuție cu jurnaliștii de la Ziarul de Gardă, domnul Morar le zicea, le cerea presei să monitorizeze viitorii șefi ai Procuraturii Anticorupție pentru că aceștia să nu se transforme din eroi la prima etapă în balauri. Spunând că cei care vin și omoară balaurul, ulterior sunt ei cei care se transformă în balauri. Iată, pornim de la aceste lucruri pe care le-a spus domnul Morar, că dumnealui a făcut aceste declarații. Cum credeți, a reușit domnul Morar să se păstreze erou sau s-a transformat în balaur? Bine, nu cred că e cazul să facem comentarii literare la declarațiile domnului Morar. Eu vreau să spun un singur lucru. Și eu cred că este foarte sugestiv ce a spus domnul Morar și îndrăznit chiar. Deci lucrurile după mine sunt foarte clare. Problema numărul 1 a Republicii Moldova este corupția. În situația în care problema numărul 1 în țară este corupția și lucrul ăsta este recunoscut atât de cetățeni, societate, instituții internaționale, evident că constatarea este că domnul Morar nu și-a îndeplinit misiunea stabilită atunci când a fost acces în funcția respectivă. Domnul Morar poate să vă arate sute de dosare. Bine, în măsura în care corupția în Republica Moldova în anul 2019 este mai mare decât în anul 2016, evident că asta este o piatră aruncată în grădina personală a domnului Morar, în primul rând a domnului Morar și a Procuraturii Anticorupției. Deci, nota 2 pentru performanță, pentru lipsa de performanță, de altfel. Bine, politicienii își au partea lor de opinie, dar nici nu vreau să fiu avocatul domnului Morar. Cert este faptul că domnul Morar a plecat în momentul în care noi încă trebuie să mai vorbim în mod
și mai serios despre reforma procuraturii și a procuraturilor specializate, nu doar din punct de vedere a competențelor. Pentru că dacă am început reforma procuraturii, trebuie să vedem în ce măsură alte instituții de drept, vorbesc de CNA, trebuie să fie reformate și, și în ce măsură. Doi, noi cu toți știm despre faptul că prin marea mega lege de unde, prin care a fost format sau elaborat un sistem unic pentru salarii, de fapt, și la procurori, și la o parte din judecători, la inspectorii de integritate, la Autoritatea Națională de Integritate. Ne mai vorbim de zecile sau sutele de persoane, sau chiar miile de profesori din sistemul penitenciar și polițiști, salariile s-au micșorat. Noi nu putem să vorbim despre o competiție sau în genere o dorință a procurorilor de a candidat pentru funcția de procuror în procuratura specializată sau chiar de procuror șef în aceste circunstanțe. Noi știm foarte bine că și domnul Morare a spus cu mai multe ocazii că mai sunt probleme în ceea ce privește detașare, mai sunt chestii procedurale care da, la, la mult totuși timp nu au fost la punct. A vorbit cu jumătate de gură despre asta și e iarăși o întrebare. De ce n-a avut curajul să spună despre toate problemele, să spună public dacă nu a putut să rezolve pe interior, despre toate problemele care existau, animozități, poate, care îl împiedicau să-și facă bine treaba. Da? Dacă într-adevăr exista o problemă cu detașarea acestor ofițeri, dacă într-adevăr exista o problemă cu bugetele pe care trebuia să le aibă la dispoziție, de ce nu a zis public domnul Morare despre faptul că eu nu pot să fac toate lucrurile care mi se cer și să răspund așteptărilor publice atâta timp cât nu am instrumente? Asta să răspundă domnul Morare. Dar eu vorbesc despre lucrurile evidente. Dacă vorbim în comparație dintre numărul de dosarele care le are, și asta am făcut-o printr-o analiză pe care Centrul de Resurse Juridice împreună cu Expert Forum de România am făcut-o referitor la competențele Procuraturii Anticorupție de la noi, ne-am dat seama că Procuratura Anticorupție, în comparație cu DNA-ul din România, are dosare mult mai multe. Și volumul de lucru a procurorilor din Moldova este cu tot mai mare. Altceva este că procurorii din România deja nu se mai ocupă cu medici, profesori pe chestii micuțe. Asta este mod evident. Dar să mai luăm și o practică care chiar ieri discutam cu un specialist din domeniu, zicea că la noi în Moldova sunt foarte multe dosare, dacă este trimis în judecată, deja poți ști plus minus care va fi finalitatea acelui dosar. Deși în România procurorul de multe ori nu admite dosarul ca să plece din instituția lui dacă nu sunt probe sau probe false sau alte circunstanțe care ar pune cumva la îndoială. Eu nu vorbesc de abuzuri, eu vorbesc de o practică normală dintr-o anumită instituție. Deci noi lucrul ăsta tot putem să vorbim. Deci cu nota 2 nu aș fi de acord. Bun. Să vorbim despre calitatea urmăririi penale, pentru care noi tot timpul vorbim cum anumite dosare ajung în Procuratura Anticorupției sau alte dosare în care procurorii au competențe diferite pe aceste dosare. Să vedem cum aceste dosare ajung procurorii și cum procurorii bun, le pot să pe dumneavoastră să vă întreb altfel. Spuneți-mi care din punctul dumneavoastră de vedere a fost cea mai mare realizare a domnului Morar în calitate de șef a Procuraturii Anticorupției? Una singură. Una. Și pe de altă parte, cel mai mare eșec. Sau un lucru pe care nu l-a reușit. O poate nu chiar e mult mai incomod, foarte incomodă și deasupra la colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor. De ce eu nu o să pot să comentez? Măcar cu a doua, care este cel mai mare eșec. Eu cred că cel mai mare eșec este furtul miliardului, evident. Lipsa recuperării banilor din furtul miliardului. Dar nu, procuratura recuperează banii. Dar cine recuperează? Procuratura Anticorupție trebuie să meargă în bine, să recuperează în situația în care există decizii judecătorii definitive. Exact. Agenția asta, pe lângă CNA sau pe lângă Ministerul Finanțelor, Agenția de Recuperare. Deci dar, faptul că nu au găsit miliardul. Nu, mă rog, nu avem progresie în ceea ce privește frauda bancară. Ceea ce s-a recuperat este în mare parte din vânzarea clădirilor. Eu cred că una din deficiențe în care eu, așa asta e opinia mea personală, în care noi trebuie să vorbim, este că din abundența de informații care existau la etapa, în cazul domnului Filat, se vorbea practic zilnic despre cum se investigează, care sunt etapele comisiei derogatorii și alte, am ajuns la etapa după condamnarea unei persoane a domnului Filat, eu nu vorbesc de legalitate sau de alte lucruri, parcă furtul miliardului a și dispărut, posibil când era domnul. Platon a încercat să conexieze imaginea furtul miliardului cu dumnealui, dar nu pe subiectul furtul miliardului și pe alte dosare de rezonanță care țin de actele de corupție. Noi, de fapt, nu vorbim. Posibil, aici trebuie să vorbim și despre un alt aspect, că Procuratura Anticorupție este câteodată încărcat cu dosare care nu este în competența ei.
părerea mea că procuratura anticorupție nu trebuie să examineze dosarul doamnei Manole. Dacă vorbim de formularea care a fost făcută, în baza căreia Consiliul Superior al Magistraturii a dat acordul pentru începerea urmăririi penale. Deci, asta este un exemplu în care, de fapt, noi descoperim că procuratura anticorupție examinează și alte dosare care, în fond, nu se referă la acte pure de corupție, dar și la alte dosare, deci trebuie după cum este repartizat de către corupția general. Mare, subiect specific, politicieni, președinte, prim-ministru, ministri, deputați, domnul Litvinenko, asta nouă lege nouă ne dă soluția foarte clară. Întrebarea este cum se gestionează aceste lucruri și dacă procuratura, la general, mai bine să dea indicatori statistici mici. Dar asta cine trebuie să decidă? Pentru că nu este domnul Murare studio, sigur că ne-ar fi plăcut foarte mult ca să vină dumnealui în emisiune și să vorbească, dar am să fac trimitere la o discuție anterioară pe care am avut-o cu domnul Murare pe subiectul legat de ce face Procuratura Anticorupție, pentru că exact așa am întrebat, domnul Murare, dar ce faceți de fapt dumneavoastră acolo? Pentru că eu cred că nu faceți nimic legat de marea corupție, da? Pentru că pe furtul miliardului, eu aștept de mult dosarul, primul dosar al lui Ilan Șor, care nu e clar unde s-a pierdut și n-a fost transmis în judecată. Banii nu au fost identificați, dumneavoastră jonglați cu niște cifre, ele oricum nu fac în sumă un miliard. Alte cazuri despre mare corupție care apar în presă, nu prea le vedem la... Bun, poate nici nu e cazul deodată să ne spuneți că a început urmărirea penală, dar pe unele deja probabil că ar fi trebuit să aveți niște soluții, la care domnul Murare a zis, dar cine stabilește? Dar cum stabilim prioritățile? Dar care? Cum trebuie să fie aceste prioritățile noastre? Pentru că noi avem multe obligații. Eu pot să vă arăt că noi n-am stat degeaba și iată, vă dau cifrele, am instrumentat 400, 600, nu mai știu câte dosare penale. Și cine stabilește că ce este mai important? Dosarul lui Ilan Șor sau dosarul unui medic care ia mită și din cauza asta calicește vieți omenești? De exemplu, în România, eficiența DNA-ului s-a stabilit într-un final urmare a opiniei publice care se măsura prin sondaje independente. Adică sondajele să spună ce să investigheze. Unul din indicatori este și acesta. Și unde independența? Mult mai mare decât chiar în biserică. Da, era unii. Departamentul Național Anticorupție avea la un moment dat o încredere foarte mare din partea cetățenilor români și asta, după mine, este un indicator destul de important. Dar știți că eu mă tem că noi am putea avea surprize. Că dacă facem un așa sondaj, ar putea că pe primul loc să fie polițiști și medici. Pentru că asta oamenii simt în primul rând. Cu siguranță încrederea în procuratura în general este foarte joasă și procuratorul anticorupție este și mai joasă, pentru că corupția ocupă numărul 2 din problemele pe care cetățeanul de rând le vede în această țară. Și asta ar putea să fie un indicator. Și evident că în situația în care procuratura anticorupție este mare și procuratura anticorupție are de ales între un dosar de rezonanță cu un polițian care a furat miliard și un medic, evident că în mod normal trebuie să fie prioritar dosarul respectiv. Dar noi trebuie să ne asumăm faptul că în lipsa unor specialiști, procurorii, chiar dacă ar fi 10 sau 20 lucrând pe dosarul fela sau oricare, care e implicat cu țările străine, chestiuni care țin de finanțe, bănci, asta excede. Asta ce înseamnă? Că trebuie să fie un buget mult mai mare care să fie acoperit consultanța experților. Cert este faptul, printr-un exercițiu simplu, putem să vedem care a fost comunicarea sau apararea candidaturii sale a domnului Morare în fața Consiliului Superior al Procurorilor, atunci când a participat în concurs. Eu mi-aduc aminte de o declarație de a domnului Morare. Și atunci, simplu, putem pentru noi să vedem care este balanța, ce a promis, și ce a reușit să facă și după asta să analizăm de ce nu a putut sau ceva sau cineva nu i-a permis sau nu i s-a permis ca aceste lucruri să derubleze bine. Pentru că noi am văzut că vă dau un alt exemplu în care noi tot timpul ziceam că lupta împotriva corupției trebuie să fie dublată cu aspectele de integritate. Și s-a reformat Comisia Națională de Integritate în Autoritatea Națională de Integritate. În lege au fost inclus și inspectorii de integritate. Cu mandat, după părerea mea, foarte comparabil, dacă nu mai mare, decât a procurorilor, dacă așa sunt de investigare. Ce au făcut politicienii? Au mimat și au pus atât de multe piedici în măsura în care președintele și vicepreședintele au fost numit peste un an de când au început toate procedurile. Apoi toate procesele astea prin care s-a ales sau nu președintele. Ca după asta noi să avem la moment 9 inspectori de integritate din 46. Ca după asta să aflăm că de fapt salariul inspectorului de integritate s-a micșorat cu cel puțin 56%. Deci din acest punct de vedere noi putem să vorbim foarte mult despre impedimentele administrative. Când le-a fost delegat sarcina să elibereze certificatul
calitate de integritate care este o... Dincolo de faptul că este aglomerat un sens... multe lucruri care îi împiedică să facă ce, pentru ce de fapt au fost create instituțiile. Dar, apropo, în acest context, întrebarea, dar totuși acest procurator anticorupție, cu toate competențele care au fost oferite, i-a fost creată ca să funcționeze sau să nu funcționeze? I-a fost creată ca să funcționeze, evident. Conform legii. Da. Atunci când îi pui în competența unui procuror anticorupție să se ocupe și de marea corupție, și de mica corupție, și să asigure conducerea urmăririi penale în cazurile instrumentate de CNA, un procuror care are în gestiune 100 de dosare, el mai poate să fie eficient? El poate să fie eficient dacă are personal dedicat, suplimentar pentru el. Dar dacă noi nu avem ofițeri de urmărire penală, noi nu avem, alte persoane, noi avem echipamente sau lucruri simple pentru ei, nu că nu ar depinde și nu ar colabora cu cine au, ei colaborează, dar această dependență, de fapt, poate să ducă și la o dependență din punct de vedere a timpului, a scurgerilor de informațiilor și altor detalii care afectează în mod direct activitatea, independența și, de ce nu, poate și operabilitatea în diferite proceduri. După mine, teoretic este posibil ca o structură anticorupție să funcționeze bine chiar dacă are în competență atât corupția mare cât și corupția mică. În Republica Moldova, după mine, este nevoie de a limita competențele procuratorii anticorupție exclusiv la marea corupție, așa încât rapoartele lor să se axeze strict pe cei care fură cu vagoanele și să nu avem rapoarte triumfaliste. De fapt, noi avem un mii exemplu, de oameni au fost condamnați pentru corupții, dar vorbim de mica corupție, medici, profesori, vameși și nici de cum de cei care să nu uităm despre primari și autoritățile locale, acolo e foarte interesant. Un exemplu bun, ca să dau, este în competența inspectorilor de integritate și Autoritatea Națională de Integritate, care să verifice declarațiile și bunurilor 40% pentru funcționari de un rang mai înalt. Deci, legea, cu exemplu, și... bun, ele sunt. Păcat că legea deocamdată n-am văzut deloc cum poate fi implementată în practică, pentru că deocamdată ANIU nu funcționează și am să folosesc... Cu certificatele de integritate și cu alte proceduri birocratice, măsura în care tu să nu oferi instituției să lucrezi, dar, de fapt, să transmit la o instituție alta certificate de integritate, proceduri care eu este ineficientă. Eu n-am văzut ca ANIU sau președinta ANI să aibă vreo obiecție față de modul în care îi se creează impedimente să-și facă bine treaba pentru care a fost creată instituția și a fost numită dumneavoastră în funcție. Și am să folosesc această ocazie să zic că am invitat-o de multe ori pe președinta ANI la emisiune la Cutie Neagră. Din păcate, dumneavoastră consideră că nu e cazul încă să vorbească public despre ce se întâmplă în instituții și de ce nu vedem o instituție creată deja de câțiva ani ca să funcționeze la modul practic. Cel puțin un caz. Să vedem exact. În care a constatat ceva. Un caz. Am văzut un caz suntem pe primar, pe final de emisiune. Tot primar. Un primar care a dat primar, soție, dar să un vedem. Premiu, ceva de genul ăsta. Da, dar nu este suntem serios. Pe final de emisiune. Eu vreau doar, am crezut că o să reușim să discutăm, dar vreau, în condițiile în care nu prea avem timp, doar să precizez despre rezultatele unui sondaj pe care l-am identificat pe site-ul Procuraturii Generale, un sondaj despre independența și eficiența activității de procuror în contextul reformei Procuraturii Generale. Acest sondaj este de anul trecut. Un sondaj foarte bun, pentru cei curioși, chiar vă recomand să-l citiți. Vorbind despre percepțiile legate de cum stau lucrurile pe interiorul procuraturii, procurorii din procuraturile specializate s-au plâns de câteva lucruri curioase. Deci ce au identificat ei ca problemă pe interior? Activitatea nu a fost simplificată, dar a devenit mai nevoioasă. Deci asta spun procurorii de la Procuratura Anticorupție și de la Cauze Speciale. Iar competența Procuraturii Anticorupție nu corespunde rigorilor. Așa cred procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție. Să vedem crezare. Da. Și tot procurorii din cadrul Procuraturii Specializate, vorbind despre independența pe care au ei pe interior. Deci oameni, procurorii care activează în aceste procurori au spus că oricare decizie a lor este coordonată cu procurorul șef. Deci asta nu este opinia tuturor, dar o parte dintre cei participanți la sondaj au spus asta. Orice decizie este coordonată cu procurorul șef,
Este necesară detașarea din funcția membrilor colegiului disciplinar, dreptul procurorului șef de anularea hotărârilor procurorilor inferiori afectează independența lor și existența controlului ierarhic minimalizează rolul controlului judiciar, care trebuie să fie unic și prioritar. Deci rolul procurorului șef a unei procuraturi specializate, vorbim acum de Procuratura Anticorupție, este totuși destul de mare. Dacă se dorea să se obțină rezultate mai mari, dincolo de toate impedimentele, probabil că... El oricum trebuie să existe un control ierarhic pe bază de temenicie și legalitate, dar probabil că el trebuie limitat. Da. Din ce eu cunosc sper... eu și sper foarte mult de ce au fost schimbările majore în România, pentru că procurorilor, judecătorilor, politicul le-a garantat imunitate și garanții că dacă vor investiga conform legii, lor nimica nu li s-a întâmplat. Ori la noi aceste garanții sunt în lege. Sunt în lege, dar în practică mai puțin. Eu vă mulțumesc pentru că ați venit la emisiune și am putut discuta, cel puțin m-a lansat discuțiile legate de subiectul demisiei procurorului șef anticorupție. Sper foarte mult ca în viitorul apropiat, așa cum ne-a promis și șeful Procuraturii Generale, vom avea mai multă claritate pe acest subiect al demisiei lui Viorel Morar. Sper foarte mult ca și domnul Viorel Morar să accepte invitația noastră, să vină la emisiune, pentru că în acest un an și jumătate de când există emisiunea Cutia Neagră, am lansat nenumărate invitații de a participa la emisiune. Acum poate este cazul să vină și ne povestească ce a reușit să facă și ce nu a reușit și de ce nu a reușit să facă la Procuratura Anticorupție. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Vă doresc să aveți o seară frumoasă și rămâneți alături de TV8.